Salutare tuturor, eu sunt Andy și bine v-am găsit la un nou episod din Tropicraft, the buzz of the buzz. Tropicraft e cel mai șmecher joc ever. Ok, nu chiar. Voi fac... Ah, jungle-ul nu se face nici la fără de toate, că facem aici. Au, ce mă sperie, mamă ce m-a speriat. Ma, n-ați vrea să știți cât de rău m-a speriat creeper-ul ăsta retardat. Bine că nu e normal și că creeper-ul ăsta e fake troller. Că dacă nu mă mânca aici, deci mă speriasem de portocale, ei! Nu o să mor de foame în Tropicraft. Bun, fiți atenți. Vreau să plantez portocalul ăsta înapoi aici, că... Nu, băi, exact unde era, nu-mi place strig natura. Eu sunt un om bun, nu strig natura. Și faza este că nici florile ăștia pe aici nu-mi plac, că sunt prea multe, nu erau așa multe înainte să vină creeper-ul ăla retarder. Le spar coasele. Ei, am spart și sapling-ul. Băi, unde-i sapling-ul? Îl mai găsesc? Da. Mă rog. Haideți să mergem. Bă, să fiți atenți. Stați așa, că eu acolo nu știu, acolo nu știu sigur dacă am pământ ca să pun bambusul să crească. Eu te și-o prăropat să iau pielea. Dar aici n-am unde să pun bambusul să crească. Tot aici trebuie să-l pun undeva. Și-o prăropat proastă, ai noroc când dau în tine acum. Azi te iert. Azi te iert. Așa, ok. Mamă, dar și aici bubuie creeper-ul. Bă, dar n-aș face când bubuie creeper-ul ăsta, mie nu-mi place. Mă rog, fiți atenți, aici punem un stack, avem un stack, punem un stack de bambus, care o să se facă mama mia pizzeria. Fac pariu că acest stack de bambus o să crească peste mări și oceane, nu? Bă, nu două una peste alta. Nu, bă, ce cauți aici, bă? Și tu, tai bă, linie, bă, că facem noi frumos aici. Că e doar asta noastră, cum se numește. Bun. Cam atât. Bun, aici o să fie ferma noastră de bambus, ca să zic așa, bă, nu e chiar așa de mare, ar mai trebui plantați aici. Mai plantează, mai... Bă, dă-le mânca, bă. Mai plantează, tati, că bambusul trebuie din belșug aici. Bine, după ce o să facem destul, nu o să mai avem nevoie de el, dar pentru când o să facem, până o să facem destul, mai bine să ne mișcăm mai repede, nu? Ok, haideți să-l punem pe tocare mai pe aici. Gata, asta e tot. Bun, haideți să mergem să... Fiți atenți, vreau să plantez și sugarcane-ul ăsta, care l-am. Undeva pe lângă casa mea, mai pe aproape, pe unde o să mă desfășor. Bine, dar... Afară, n-ar fi o idee bună să-mi încep cu asta deocamdată acolo, pentru că... Eu tot timpul o să trebuiască să vin aici, știți că... Na, înțelegeți voi. Mă rog, hai să fac... Pun sugarcane deocamdată. Deci în primul și primul rând ar trebui să fac un loc unde să stau, dar așa sunt eu. Întâi să fac lucrurile necesare, cum ar fi sugarcane-ul și alte prostii. Și după aia mergem să facem o căsuță, dar căsuța trebuie făcută din bambus, că așa arată bine. Pe celălalt, frate, nici am apucat să fac o căsuță pe cealaltă mapă, că s-a stricat mapa. Mă rog, aici o să apucăm să facem mai multe. Sunt sigur de asta. Bun, haideți să trecem la treabă, fiți atenți, știu cum facem. Lăsăm bambusul ăsta să crească. Noi din ăsta care l-avem n-apucăm să facem aproape nimic, avem, facem decât 16 din ăștia care nu o să ne folosească cu absolut nimic. Păi, în primul rând ar trebui să ne facem, bă, bambu chest. Crafting table avem? Da. Deci, fiți atenți, deocamdată o să ne facem o mini căsuță aici, în mijloc, pentru care sigur nu o să lăsăm aici, bă, mai bine ne facem o mini căsuță... Ce aici? A, lângă vulcan, zic eu. De ce? O să vedeți voi. Nu are nicio logică, dar o să vedeți. Ce? Fuck it, nu se face, se face doar din bambus. Așa că nu m-am nici pic de bambus, mă rog. Faza este că trebuie să fac... Mamă, dar asta ai făcut aici, bă, special unde vreau să-mi pun casa. Deja a început să se audă muzica de Minecraft. Și se audă cam tare. Mai încet. Aproape deloc chiar. Pentru că nu-mi place cum se aude. Te enervează, vreau să aud vântul, dar nu-l aud, mă rog. Bă, dar... Frate, bambusul ăsta numai așa se pune. Oh, fuck me! Nașpa, frate! Bine că măcar se sparge repede. Mă rog. Deci trebuie să, o să trebuiască să-l pun pe tot așa. Nașpa. Nu e chiar așa de nașpa, dar... Oricum nu o să mai ajung, deci nu, deocamdată nu o să mai ajungă pentru nimic. Pomul ăsta lasă aici lângă casă, că arată șmecher, și pe tine la fel. Pentru că nu vreau să stric natura, v-am zis. Mie nu-mi place să stric natura.
Eu ce fac, plantez înapoi, nu. Nu mă joc cu chestiile astea. Natura trebuie apreciată și întotdeauna o trebuie să apreciată așa. Bun. Ce avem pe aici? Tot portocale avem, bă. Hai să-i tăiem. Adică nu vreau să-i tăiem. Bă, ăsta ce am? Lemon tree. Portocale. Așteptăm să mai crească ceva pe aici, dar nu știu ce mai așteptăm să crească, sincer. Uitați un copac de la mare. Am putea să mergem la explorat, dar eu nu merg la explorat. Nu mai vreau să mă întâlnesc cu proștii aia mici până când nu îmi fac o armură și o sabie, că mă enervează. Atât ce nașpa sunt. Alergi după ei și nu știi de unde să iei. Ai încolo de proști. Stau să mă rog eu de ei. Păi ce e asta? Mamă, și aici, dar nu mai știu. Era o listă cu ceva achievement sau ceva care puteai să le îndeplinești, ca zic așa, ca practic să termin jocul, nu să îl termin, că na. Jocul ăsta până la urmă n-are final, te joci cât vrei, dar zic un fel de achievement sau ceva de genul, adică care, cum e și la Skyblock, challenge. Dacă știți cum voiam voi lista sau o găsiți undeva, lăsați-mi și mie link în comentarii, că chiar nu o găsesc acum și mi-e greu ea. Bă, ce, bă, dă-o jos, vreau să mi-o pun pe față. Wow. Dă-o jos. Nu-mi place. Dă-i aici. Ornamente, că cu asta n-ai ce face. Și acum vreau să-l plantez aici, am alt orange să-i plin din ăsta. Mă rog, sper că nu o să mor de foame în curând. Bă, frate, bambusul ăla crește, se vede că crește, uite. Păi da, da. Faza este că nu... Deocamdată ne trebuie niște cobblestone. Deci unde e crafting table-ul ăla încă? Facem un trâncop de piatră. Mai facem un crafting table să-l luăm la noi. Și după mergem la minerit, facem crafting table-ul ăsta la noi. Ok. Și mai facem și un... Pe bune! Deci pe bune! Unde pui mei sunt? Mâncă gura ta de retardat, pișeam aș pe voi de tâmpiți! De unde pui mei tot... Tot veniți, mă! Mă, de unde veniți? Dați-vă pui mei de retardați! Deci ce, cel mai nașpa lucru care există aici. Și ai și multă viață, bă, prost ești. Pișate pe tine de prost. Era pusă pe jos. Ați-vă un pui mei de proști, retardați. Nu mai veniți la mine niciodată, nu vă mai văd, nu să vă suport. Fac nașpa, mă sperie, sunt mapușorul, pe mine nu mă sperie. Nașpa rău fac, deci nașpa rău. Mă rog, hai să mergem undeva la... să săpăm undeva. Ia să vedem. Mă rog, pentru niște cabel puteam să fac și eu asta. Fac un turn-o mai repede. Ma, asta nu mai sperie, deja cu asta m-am obișnuit, dar ăla mă sperie rău de tot. Hai, mergem să săpăm aici în jos, sincer, că oricum n-avem unde. Frate, dar am inventarul full de prostii, nu-i bai. Las că... Ce facem? Uite, majoritatea prostiilor, cum ar fi ăștia. Și ăștia. Și nu ăștia, asta e mâncare. Mâncarea nu, că mâncarea e chiar supraviețuit din tropice. Gata. Pa. Ce-am, bă? Mi se pare că aici nu există iron, deci, na, o să avem ceva de căutat. Dar, frate, aici mi se pare mie sau nu există nici cărbuni. Oh, yeah, dacă nu există nici cărbuni, înseamnă că nu pot să merg azi la minerit. Și, apropo, trebuie să mă mai documentez sau să-mi spuneți voi în comentarii unde pot și eu să dorm în jocul ăsta, dacă, sau dacă pot să dorm, mă rog. Am luat destul să fac un furnal, da. Oh, da, eu nu suport chestia asta că trebuie să plec și alte chestii, of, doamne. Trebuie să mă duc chiar acasă acum, deci primele episoade o să fie nașpa, că n-ai resurse, n-ai absolut nimic. Bă, vreau și un chest. Dați în coapă ăștia. Așa, wow, mă, bă, tu tot timpul mă sperii, bă. Bă, eu vreau să-mi fac... Pleacă de aici, să nu te mai văd, pleacă de aici, nu vine după mine. Dacă vii după mine, promit că te omor. A, plecași, pa. Dacă plecași, n-am treabă cu tine, bă, îmi fac o sabie în primul rând, că proștii ăștia mă enervează. Bun, o sabie. Se aud copii, iarăși copii, doamne. Și tușesc în ultimul hal și nu înțeleg de ce. Uite, un bambu chest, ok. Îl punem aici deocamdată, hai să băgăm aici toate lucrurile nefolositoare, cum ar fi ăștia. Asta nu, că mai mâncăm, o pinocola asta, mâncăm în ciclopedia tropică să nu o pierdem cumva. Ăștia deocamdată, mă rog, cam așa, oasele. Lemnul nu, îl conectăm, atât. Frate, ok. Ăla nu crește azi, să-mi bat picioarele. Ah, ok, facem furnal.
am vrut să facem ca să punem să facem niște torțe. Pentru că v-am zis, nu știu sigur dacă există cărbun și n-am chef să mă duc să caut, adică să dureze ceva. Nu mai am decât ăștia, mă rog, hai așa. Arde decât câteva, nu vreau să le arzi pe toate. Bă, stai așa, că tu poate le arzi pe toate. Atât, nu arzi mai mult decât atât. Oh, Doamne, ce să mai fac eu, frate, în timpul ăsta? M-am văzut mai tăi niște pumni, că altceva ce pot să fac. Uite peste de aici. Să mă apuc să-l tai, că și așa. Ce să fac? Ce să fac? Deci primele episoade în tropice o să fie ceva de genul. Pentru că na, nu avem ce face. Mă rog, oricum. Apropo, ce vreau să vă zic. Ce vreți să fac? Episoade mai scurte și mai multe sau episoade mai lungi și mai puține? Mie nu știu, mie unul îmi place mai mult varianta cu episoade mai scurte și mai multe. Adică, nu știu, în primul rând m-ați ajutat și pe mine cu vizualizările și toate cele. Și în al doilea rând, adică episoade lungi și mai rare nu vine nici, adică pentru voi, să zicem că e un beneficiu că vă uitați mai mult, dar cam tot aia vine dacă stați să vă gândiți, pentru că dacă fac un episod și adică în loc de un episod de 30 de minute fac două de 15, ca să zic așa, e mai bine, pentru că în primul rând o să aveți la ce să vă uitați în fiecare zi, pentru că poate o să postez în fiecare zi dacă o să le fac doar de 15, adică cam așa vreau. Așa dacă îl pun de 20, zicem că o să postez la 200, deci cam tot aia o să vină, deci mă rog, oricum fac așa, o să fac așa că na. Zic eu că o să fie mai bine. Uite, avem niște cercul ăla, mai fă-i unde sta. Acum facem torțe. Oare o să ne ajungă? Pentru început eu zic că destul. Mai fă un cercul ăla. Hai să mergem, mai mergem iar la minerit, că am ceva mâncare la mine. Mai crește bambusul ăsta, poate ne întoarcem până ne întoarcem noi. Sugar cane nu l-a fi crescut, că și din sugar cane sunt niște blocuri așa de șmecheries. Bă, dar sper că nu sunt pe Moody, că dacă sunt pe Moody, e bright, ok, e bright. Ce? Dacă era pe Moody, era nașpa, că dacă se vede puțin și pun mai multe torțe și voi nici voi nu vedeți prea bine. Deci acesta este baiul, ca să zic așa. Bun, frate, deci haideți să vedem, că aici sunt alte chestii în Tropic Grav, zirconiu și alte chestii din astea. Acum să vedem dacă le găsim bine, cred că mai genial ar fi fost să găsesc o peșteră unde să sap, da? Tare mi-e nașpa să mă duc acum să caut o peșteră și noapte afară. Mă vine sap în jos în speranța de a găsi ceva. Speranța mea, sper că o să moară ultima, dar se pare că nu găsesc nimic. Oare peșteri de refăcut ori fi? În tropice, nici nu știu. A, frate, niște zirconiu, ceva, ca să văd și eu că există o resursă pe aici, prin pământul ăsta, în afară de stone care e din belșug. Care nu e neapărat o resursă, adică e o resursă, dar nu chiar o resursă, mă rog. Iron, oricum sigur, știu că iron nu există aici. Deci iron sunt 100% sigur că nu există. Bun, da. Nu cred că găsim ceva. La ce strat suntem? 38, suntem destul de sus, dar nu asta e problema. Nu asta e baiul. Baiul este că nu găsim nimic. Și sigur nu o să găsim, o să ne se ducă târnăcopul și o să se încheie și episodul, deci noi trebuie să găsim, nu o să găsim. Uite bă, există iron. Ok. Nu știam că nu există iron pe tropice. Pe bune. Chiar știam că nu există iron pe tropice. Ok. Nu înțeleg, mamă, eu m-am obișnuit ca pe, cum se numește, ca pe ăla, pe The Bridges, 2-3 iron într-unul, când văzut pe ăsta aici, wow, e ceva gen, cât iron, dar cât iron. Ok, 13, da, deci frate, aveți la lucruri să ne spuneți, atenți, de fiecare dată când vă zic ceva într-un video, voi mai bine puneți pauză la video și îmi răspundeți atunci, pentru că la sfârșit, eu de obicei am prost obicei să vă, da. Să vă întreb mult mai multe lucruri într-un singur video și la sfârșit sigur nu o să vă aminti să-mi răspundeți toate, deci da. Și da, chiar nu știam că există fier aici, știam că există zirconiu. Sper că există și zirconiu. Adică totuși. De ce n-ar fi? Sunt nașpa răcit și nu-mi place. Bine, adică nu cred că pot să fie bine răcit. O, frate, știi ceva? Eu o să bag pe ciopârlica asta că îmi trebuie asta ce care din ea. Fac de la armură. Chiar dacă nu este la fel de bună ca alta armură, dar... Mă rog, hai să luăm și toată prostia asta. Hai că e ceva. Când îl pui mult și se mulțește, e destul. Că practic, cred că s-a mulțit încă o dată cât aveam înainte. Ia să vedem. Da, deja am făcut un stack. Tare. Și n-aș că modul ăsta nu se joacă și multiplayer, frate. Dacă se juca și multiplayer era super tare. Dar știu sigur că nu se joacă. Deci să nu ziceți că se joacă, că știu sigur că nu se joacă.
Iar 16 ăștia poate ne reușesc să trăim și asta, deși nu cred cât e făcut în partea aia. A, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sunt. Fată de 4, a, fată de 4, că până la urmă care e baiul. Acolo nu știe nimic că e o floare. Ok, vreau asta. Îl bag aici, poate o să-mi folosească vreodată, deși habar nu am. Ok, vreau să las un fel de geamuri aici. Adică un fel de geamuri, că... Dar de ce nu se pune în poziția în care depun? Da, bun, nu mai ajuns să fac mai nimic. Da, las geamul exact să mă uit în pom. Yay! Abia aștept să privesc acest pom. Bă, da, eu am plantat ăștia, n-au crescut niciunul dintre ei. Deci înseamnă pe semne că ar mai trebui să-i mai plantez, că nu prea cresc repede. Hai să mai defrișez și pe asta. Cred că mi-ar trebui, știi ceva? Cred că pe asta mi-ar trebui timber mult. Dar l-am mai căutat și nu am găsit modul ăla. Deci, cred că o să spar decât ăștia acum, care dau mâncare. Pentru că mai am ceva să-i pringuri la mine. Și o să plantez de o stai pom, o să plantez sapling-urile și asta e. Așteptăm să crească din nou. Oricum nu cred că o să crească, nu cred că cresc pomii ăștia mai mari de atât decât este acum, de exemplu. Ok, bun, hai să-l tăiem. Ar trebui acum să-l folosim pentru mai multe, că uite mai e o banană din aia, o portocală. Bă, dar chiar bananier nu sunt aici, frate. De ce? Că era și mie chiar să fie un bananier. Chiar era și mie chiar să fie un bananier. Mă rog, contează acum. Banane, fără banane, tot semințele aceleași gustare. Bun, hai să mai plantez pe aici niște pomișori, că o să vreau după aia să tai și nu o să am de unde. Gata. Bun. Și să știți că ne-am apropiat și de data asta de finalul episodului de azi. Știu că n-am fost prea lung, știu că n-am făcut cine știe ce, pentru că v-am zis, asta e începutul Tropicraft-ului, n-avem ce face, trebuie să așteptăm să crească prostiile, să facem rost de mai multe chestii. Mă rog, oricum lăsați un like ca să vă arătați suportul la această serie, pentru ca să o continui, să mă faceți și pe mine să vreau să o continui, pentru că dacă văd că dislike-uri sau nu vă prea multe like-uri, îmi dau seama că vouă nu prea vă place, asta rezultă că nu prea o continui, știți voi. Mă rog, eu sunt Andy, nu uitați să vă abonați, lăsați un like și ne vedem data viitoare, pa, pa!